Există pentru fiecare dintre noi un univers specific, un loc originar spre care ne întoarcem cu fața nevăzută a ființei noastre, chiar și atunci când nu bănuim. Și Mleu poate însemna și poate fi, pentru cei mai mulți dintre noi, acest loc originar care ne cheamă la el ca pentru o întâlnire cu amintiri ce vin de departe, pentru că în acest loc ne sunt rădăcinile. Privirea care coboară încet de pe versanții Măgurii spre oraș și se depărtează încet spre Brădet, descoperă că și Mleu este așezat pe terase, întocmai ca vechile cetăți ale Babilonului. Împrejur sunt dantelării de delușoare mai mici, cu culmi ademenitoare și potcoave de măguri luminoase, făcute parcă să liniștească ochiul omului și să-i dea tihnă în scrutarea frumosului. Aceste meleaguri sunt pline de fapte ale oamenilor locului, adevărate cuiburi daciscane, așa cum le numeau cei vechi, locurile și așezările Silvaniei, adică locurile unde trăiau cei ce se luptau ca lei. Efigiile care s-au mai păstrat și care mai dăinuie pe zidurile de aici reprezintă leii ce apără o sferă, un măr, poate mărul roșu, numele legendar și mitologic al Șimleului. Acestea sunt simboluri și mărturii nepieritoare ale unui trecut îndepărtat ce vine spre noi din preistorie. Orice ceas al zilei, făcând o plimbare prin Șimleu, descoperim viața tăcută, legată de fostele ulițe, devenind astăzi străzi care au adăpostit câteva evenimente de mare însemnătate, de oameni care au trecut pe aici într-o revărsare continuă a anilor peste oameni și vremuri. Cunoscând Șimleu, în detaliu, îți dai seama că orașul acesta, cum s-ar zice, nu e un oraș oarecare, și unul cu o viață aparte, pe care îl iubești cu cât îl cunoști mai bine. Făcând o plimbare prin Șimleu, privirea ne îndeamnă să ne oprim în fața cimitirului de pe strada Argeșului, unde, pe la 1700, era biserica de lemn a românilor șimleuani la intrarea în cimitir. În fața acestei biserici s-a oprit cândva Inocenție Micu Klein, care a vorbit celor adunați aici pentru ultima oară înainte de exil. Locurile din jurul parcului își au viața lor. La un capăt al parcului este statuia Trinitatea, o construcție aparte cu o istorie însemnată, iar în apropiere, bustul seniorului Corneliu Coposu. Astăzi, șimleuanii sărbătoresc 764 de ani a istoriei locului și sunt mândri că au moștenit un loc plin de semnificații, cu o cultură specifică, cu oameni deosebiți, care i-au dat o identitate aparte. Șimleu este un oraș mic, dar cu destine mari. Istoria se scrie și astăzi de cetățenii Urbiei. La mulți ani! Pentru dumneavoastră, Diana Teieru.